Coala gimnazială numărul 2 Nestor Oprean din Nicolae Mare sărbătorește performanțele remarcabile ale elevei Bianca Andreea Vițelar, care continuă să impresioneze pe scena națională a șahului. Tânăra șahistă a participat recent la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, un eveniment de prestigiu desfășurat între 10 și 12 mai la Colegiul Național Cuza Zavodă din Huși, în județul Vaslui. Bianca, care este în clasa a șasea, a disputat șapte partide în cadrul sistemului elvețian, acumulând 4,5 puncte, o realizare impresionantă care i-a asigurat locul 13 din 46 de participante. Această clasare este comparabilă cu performanța înregistrată anul trecut, când a participat pentru prima oară la această competiție națională. În plus, la doar o săptămână după Olimpiada Națională. Bianca a concurat în etapa a treia a Grand Prix-ului Universității de Vest din Timișoara, unde a obținut locul întâi la categoria fete sub 16 ani. Această victorie subliniază talentul și dedicarea ei constantă față de șah. Recunoașterea meritelor sale vine nu doar din partea colegilor și a profesorilor, ci și de la antrenorul de șah, maestrul Zamfir Moldovan de la Clubul Sportiv Unirea din Sânicolau Mare precum și de la profesoara de educație fizică și sport, Adina Balog, care i-a oferit un suport necondiționat. Comunitatea școlară din Sânicolau Mare își exprimă mândria și îi urează Biancăi mult succes în continuarea parcursului său competițional.